Domnul bun și biserica să răspundă ori și or, și or, și or, și or și când. Domnul bun, ori și când. Domnul e bun, ori și când. Ăsta este un adevăr extraordinar. Și bunătatea lui, spune Biblia, ne îndeamnă la pocăință. Și astăzi ne vom uita la convertirea lui Saul din Tars. Probabil cea mai mare minune din istoria bisericii, după nașterea bisericii de cinzecime, convertirea lui Saul din Tar sau cum îl cunoaștem noi, Apostolul Pavel. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 1, pagina 1066 în Sfânta Scriptură, unde cuvântul Domnului spune așa. Dar Saul sufla în amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preo și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a, și a auzit un glas care zicea, Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? a răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Isus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate, și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat nici de băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Și Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, Dute pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zi Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și-a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, sfinților tăi în Ierusalim. B așa aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, că cel este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat. Și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere și Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și în data a început să propovedească în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și ne smerim, Doamne. Și mă rog în această seară ca Tu să ne vorbești, Doamne. Te rog, Doamne, să iei gura mea în primire și să o faci un izvor de viață pentru poporul Tău, Doamne. Mă rog și pentru cei care urmăresc live, te rog să le vorbești Tu, Doamne. Ridică orice suflet căzut, Doamne. Mă rog, Doamne, ca să mântuiești, Doamne. Iartă păcate. Duhule Sfânt, ne smerim înaintea Ta și îmi declar dependența totală de Tine, Doamne. Pentru tot ce a fost până aici și va fi în continuare, al lui Dumnezeu care singur este înțelept, să fie toată slava și toată gloria de acum și până în veci. Amin. Vă mă rog frumos să luați locul. În seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre convertirea lui Saul din Tars. Cum îl cunoaștem noi, Apostolul Pavel, este una și aceeași persoană. Saul este numele evreiesc, Pavel este numele roman. Și modul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu omul acesta și cum i-a transformat viața. Și în seara asta vreau să spun că întâlnirea cu Hristos te transformă. Și mă rog pentru cei care nu s-au întâlnit cu Hristos, seara asta să fie seara deciziei lor. Pentru că cea mai mare minune în lumea asta nu este să fii bogat sau fericit sau sănătos, ci cea mai mare minune în lumea asta este să ai păcatele iertate. Să ai o întâlnire personală cu Domnul Isus Hristos, lăudați să fie în numele Domnului. John Stott, unul dintre cei mai mari comentatori biblici, vorbea despre Saul din Tarsca fiind un lup al creștinilor, pe care Dumnezeu l-a transformat într-o oaie și a dat și calități de păstor. Un lup al creștinilor, care a prigonit Biserica lui Hristos dar pe care Dumnezeu l-a transformat și l-a apucat pe drumul Damascului și i-a transformat inima. Și a fost omul care după persoana lui Hristos a influențat cel mai mult biserica și lumea în care trăim. 13 epistole a scris aproape jumate din Noul Testament și a lăsat o dură și a lăsat o urmă atât de puternică că oamenii continuă să se mântuiască prin scrierile pe care omul acesta le-a scris inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. De aceea noi îl cunoaștem pe Apostolul Pavel ca fiind apostolul Harului. Ne place să vorbim roman, galaten, efeseni, bogățiile Harului, care Dumnezeu ne le-a descoperit prin omul acesta. Dar frumusețea este că atunci când Dumnezeu își descrie eroii, Dumnezeu le scrie păcatele pe toate gardurile și le scrie și pe cer. Și arată că înainte să fie mari oamenii lui Dumnezeu, au fost oameni păcătoși, oameni răi. Și Dumnezeu vrea să arate în Sfânta Scriptură că eroii lui n-au fost oameni fără păcate sau fără bube. Toți au avut bube, în talpă sau sub braț, dar oamenii ăștia s-au întâlnit cu Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu i-a transformat. De aceea îmi place să citesc Sfânta Scriptură, pentru că văd că Dumnezeu poate să tragă o linie dreaptă cu un băț strâmb. Dumnezeu poate să ia vase ordinare, să facă lucruri extraordinare. Și Apostolul Pavel se semnează de mai multe ori în cele 13 epistole și spune, eu n-am fost așa totdeauna. În fapte 22 cu 4, el spune așa, înainte zice, am prigonit biserica lui Hristos până la moarte. Și am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Ăsta am fost eu. Înainte, zice, eu luam bărbații și torturam și femeile, numai să se lepede de numele lui Hristos. 1 Timotei 1 cu 13, el spune așa, înainte eram, zice, un hulitor, un prigonitor și un bajocoritor. Ăsta am fost eu. Și asta o spune după 40 de ani de pastorală. Ăsta am fost un hulitor, un bajocoritor, dar zice, am căpătat îndurare, spune Biblia. Și în seara asta vreau să spun că dacă Domnul Iisus Hristos a putut să ierte și să curețe pe un hulitor și un bajocoritor și un om care avea hainele pătate de sângele lui Ștefan, primul martir a bisericii, dacă Dumnezeu a putut să ierte pe criminalul acesta, care și-a dat aprobul și cu un rânge sinistru a stat acolo și a zis, să moară sectantul ăsta, care a subminat autoritatea iudaismului cu prostile lui de la un impostor pe nume Isus care se declară s-o declarat el fiul lui Dumnezeu. Când Biblia îmi spune, blestemat e oricine stă pe lemn. Ăla n-are cum să fie fiul lui Dumnezeu că e blestemat dacă stă pe lemn. Și omul acesta, zice Biblia, care a prigonit biserica lui Hristos. Galateniul cu 13, Biblia, și făceam prăpăd în biserica lui Hristos. Dar omul acesta spune, am căpătat îndurare. Am căpătat îndurare. Și în seara asta a venit de la Oradia să spun, Că indiferent cine ești, tu nu poți să fii mai păcătos ca Saul din Tars. Și dacă Dumnezeu a putut să dea îndurare acestui Saul din Tars, dacă Dumnezeu a putut să ierte pe cineva care avea hainele mânjite de sângele creștinilor, Domnul Iisus Hristos te poate ierta și pe tine. Domnul Iisus Hristos te poate ierta. Și aceasta este vestea bună, Evanghelia. Că indiferent de păcatul care îl ai, sângele Domnului te poate curăți de orice păcat. Și că nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poate curăți. Singurul păcat care Dumnezeu nu ți-l poate ierta în viață este păcatul care nu-l mărturisești. Dar dacă îți mărturisești păcatul, Biblia spune, el este credincios și drept. Să te ierte și să te curețe de orice păcat. Și dacă l-a iertat pe Saul din Tars, acest terorist al bisericii, un lup al creștinilor, vreau să spun ceva, Domnul te poate ierta și pe tine. Harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul tău. Harul lui Dumnezeu e mai puternic decât trecutul tău. Cineva spunea că Harul lui Dumnezeu îți ca două aripi care îți dă putere să te ridici din orice groapă. Ăsta e Harul lui Dumnezeu. Și pentru asta a venit Hristos să moară, ca să ne poată scoate din orice groapă, din orice hău, lăuda să fie numele Domnului. Amin? Dar cine a fost acest Saul din Tars mai exact? Istoria spune că Saul din Tars a fost un băiat care la vârsta de 9 ani de zile a rămas orfan de mamă. Tatălui lui era foarte bogat, făcea corturi sofisticate, era foarte bănos. Și la vârsta de 13 ani l-a luat din orașul lui din Cilicia, l-a luat și l-a pus pe Corabie și l-a trimis la Ierusalim. O vrut să-l facă preot, să învețe teologie. Când a ajuns acolo, și Biblia spune lucrul ăsta, că a studiat la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel a fost nepotul lui Hilel. Hilel era cel mai mare învățător al Sfintelor Scripturi din Ierusalim. Avea școala lui. Și Gamaliel era nepotul lui Hilel tocmai murise, 102, 103 ani și a rămas nepotul lui foarte bun Gamaliel. An de zile omul ăsta a mâncat Scriptura, a învățat cantități industriale pe de rost din Sfânta Scriptură. Omul acesta, an de zile, a învățat cum să predice, cum să fie debater, cum să, pune, să pună întrebări, să răspundă, cum să apere legile iudaice, legea lui Moise. Și spune Biblia că a fost cuprins de o râvnă nespus de mare pentru legea lui Moise, să apere religia iudaică ca fiind singura religie adevărată de pe pământ. La vârsta de 30 de ani, spune Ersis Prul, omul acesta a avut deja două doctorate. Aștepta să intre în Sinedru, în Parlamentul vremii de atunci. Să ajungă și el să fie mare, cu grade pe umăr. Și spune Biblia că omul acesta, insuflat de o dorință de a apăra iudaismul, s-a dus la Marele Preot, versetul 1, și versetul 2 zice, și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe cineva un bând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Avea 30 de ani de zile. Și el ce-a zis? O murit sectantul ăsta care a amenințat iudaismul, o murit Ștefan și de frica persecuției creștinii s-au răspândit care pe unde? În Imperiul Roman. Dar au știut că acolo la Damasc e un centru în care mulți creștini au fugit. Și au zis, o să mă duc după ei. 160 de kilometri, adică șapte zile de mers pe jos. Și au luat câțiva soldați, o parte din armată, cu scrisori de împuternicire, și au zis, mă duc la oamenii ăia care au suminat pe Moise și trebuie să-i aduc înapoi. Și o să-i fac să se lepere de Hristos. O să-i torturez, o să, o să îi chinui până când o să se lepede. O să vadă și marele preot. Ce râvnos Am școală, am carieră, sunt în ascensiune și o să intru în sinedriu. Dar Biblia spune că pe când se apropia de Damasc, să ia creștinii legați și să-i aducă cu forța la Ierusalim să-și bată joc de ei, să-i chinuie. Deci e Biblia, versetul 3. Pe drum când se apropia de Damasc, deodată, ne anunțat, brusc, a strălucit o lumină din cer în jurul lui. A căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dintr-o dată mândria lui îi frântă. Până la 30 de ani de zile, independent, carieră, cine era el, școlat, tipul, avea de toate, știa ce l-așteaptă, nimeni n-a putut să-i controleze viața. Și dintr-o dată se întâlnește cu cineva care aude că îi cunoaște numele și zice, Saule, Saule, cineva mă cunoaște? Cine ești tu, Doamne? Și dintr-o dată aude vocea și spune, eu sunt Isus, pe care tu îl prigonești. Când tu prigonești biserica mea, tu mă prigonești pe mine că ei sunt trupul meu. Eu mă identific cu ei. Saule, eu sunt Isus. Îmi imaginez cum mintea lui Saul a fost străpunsă. Pentru că el a fost învățat că Isus Hristos e un proroc fals că e un impostor, că el nu poate să fie fiul lui Dumnezeu, că l-ai blestemat pe cruce. Ăsta de fapt o muri, dar nu o învia niciodată. Și își dă seama că cel care se întâlnește cu el nu este altul decât Isus, care vii în vecii vecilor. Își dă seama că e păcătos. Își dă seama că biserica lui Hristos e cea adevărată. Își dă seama că Gamaliel l-a învățat greșit. Și dintr-o dată, mintea lui, la o fracțiune de secundă, se transformă. De ce? Pentru că s-a întâlnit cu Isus Hristos. Și în seara asta vreau să spun ceva. Întâlnirea cu Hristos te transformă. Și dacă ești aici și ești nemântuit, mă rog să te întâlnești cu Domnul Isus Hristos. Să spui, Doamne, întâlnește-te cu inima mea, Doamne. Doamne, vin cu păcatele mele, vin cu mândria mea, Doamne, cu școala mea, cu reputația mea, cu self meu, Doamne, îl sparg la picioarele tale. Și vreau să cred că Tu ești viu, dar vreau să fiu viu în viața mea. Mulțumesc că-mi cunoști numele, mulțumesc că-mi cunoști trecutul, mulțumesc că-mi cunoști păcatele și nu mai nenorocit, ci mai adus în această seară să înțeleg că bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință. Nu cancerul te îndeamnă la pocăință, nu mânia lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, ci nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te îndeamnă, te îndeamnă la pocăință. Dar știți că sunt unii oameni care nu înțeleg că bunătatea lui Dumnezeu e îndeamnă la pocăință. Există atâta mândrie în om. Așa ne-am născut. Mândri, aroganți, în păcat m-a zămislit mama mea, morți în păcate, vrășmași cu Dumnezeu, din fire copii ai mâniei, spune Biblia, adică într-o depravare totală, morți în greșelile noastre. Și omul nu înțelege că bunătatea lui Dumnezeu îi îndeamnă la pocăință și știi ce face Dumnezeu? ca să nu-i piardă. Știi ce face? Folosește o providență aspră. Că cu unii nu se poate cu bună. Și Dumnezeu îi prinde la colț. Și Dumnezeu le sfărâmă mândria lor. Saul din Tars era un tip mândru și arogant. Cine era ca el? <gânt> Dar s-a întâlnit cu un adversar mai puternic, care atunci când l-a întâlnit pe drum, o trebuie Dumnezeu să ia vederea trei zile, să rămână orb. O trebuie să-și dea seama că el e un nimeni, o trebuie să-și dea seama că e un om păcătos care e pe buza iadului, care a luptat împotriva celui care urma să-l judece. Și Dumnezeu o trebuie să-l trântească în praful Damascului. Dumnezeu o trebuie să-l umilească acolo, să-l să smerească, să se ia vederea, să depindă de alții, ca să înțeleagă că el e nimic și că Dumnezeu e pe tron și el poate face tot ce vrea. Și acum, ascultă-mă. Nu te ameninți. Ameninți un vrășmaș, avertizezi un prieten. N-aștepta ca Dumnezeu să intervine brusc în viața ta, într-un mod neașteptat, ca să te întorci la El. Și spune, Doamne, în seara asta înțeleg că harul tău mă îndeamnă să o rup cu păcatul. Nu mânia, ci harul tău. Doamne, nu vreau experiența lui Saul din Tars, care nu a înțeles nici din prima, nici din a doua, nici din a treia, și o să vedem. O trebuie, Doamne, Dumnezeule, să intervii brusc, ca un chirurg. Ce să faci cu el? Că l-ai iubit și ai avut plan cu el. O trebuie să-l oprești din nebunia lui, din mândria lui, din nebunia lui. Și o trebuie, Doamne, să-l zdrobești, și o trebuie să-l smerești acolo, și o trebuie, Doamne, să iei și vederea câteva zile ca să înțeleagă că tu ești pe tron și faci tot ce vrei. Cine ești tu, Doamne, a răspuns el și Domnul a zis, eu sunt Isus, pe care tu îl prigonești. Și acum ascultați expresia, fapte 9 cu 5. Ce îi spune Domnul? Ți-ar fi greu, zice. Hm? Ți-ar fi greu, zice, să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Ha? ți e greu, zice, așa ai să arunci. La ce s-o referi Hristos? Crezi că Saul nu știa? Ba, da, știa. În vremea aceea, oamenii la țară aveau un băț de la de lemn lung și la capăt era scuțit foarte, foarte, foarte bine. Cu un țepuș. Și când mergea ranul cole cu boii la arat sau cu calul, și nu mai voia să meargă nici cum, noi în Bihor spunem, are poră. Adică atunci când înțepenește, stă acolo așa, are poră, nu se mai mișcă. Poți să dai cu zbiciu pe el că el are poră. Da? Și ce făcea țăranul atunci? Lua bățul ăla și îl împungea în pulpă. Cum ar veni, era ca un îndemn. Hai mă, mișcăte, du-te odată. Și dacă animalul dădea cu piciorul mai tare, țepușul intra mai adânc în carne. Și Domnul cu alte cuvinte îi spune așa. Ți-e greu să-ți aduci aminte ce îndemnuri pline de bunătate ți-am dat ca să te întorci la mine. Dar n-ai vrut. Asta nu-i prima mea întâlnire cu tine. Eu de mai multe ori ți-am răscolit mintea și am vrut să te întorci. Ți aduci aminte de îndemn, de țepușul ăla în care bă, pocăiește-te, pocăiește-te și n-ai vrut. Cu tine nu se poate. Ți-e străbun picamăr. Îți trebuie ceva dur, domne? Trebuie să-ți iau vederea, trebuie să te arunc în praf, trebuie, 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 să fac ceva cu tine. Să folosesc o providență aspră în dragostea mea ca să te salvez. Care au fost sepușurile, îndemnurile, modurile în care Dumnezeu i-a vorbit până aici? Că Domnul zice, ți e greu, zice așa ai? Ți-i greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Acele momente când Duhul Sfânt ți-a răscoli mintea și o zis, întorce-te și n-ai vrut, așa -i? ți e greu? Care a fost un prințepuș. A fost viața și lucrarea lui Isus, minunile lui Isus Hristos. Cât să avea Saul aici? 30 de ani. Cât să a avut Isus Hristos când s-a înălțat la cer? Cât? 33 jumate. Cu cât timp s-a înălțat Hristos la cer înainte de prigoana asta? Câteva săptămâni. Spuneți-mi, era contemporan cu Isus Hristos, da sau nu? Saul, fariseul ăsta, era contemporan. Cu siguranță. Ce credeți i-a auzit lui Hristos? Când zice Biblia că farisei stăteau într-un colț, stăteau și pândeau să-L prindă pe Iisus Hristos. Ce credeți? Că Saul era între ăia? În trei ani de slujire l-a auzit pe Iisus predicând. De câte ori? De câte ori? Și mă gândesc când l-auzea pe Iisus predicând și când predica Hristos, emana o putere care îi electriza pe oameni. Când vedea semnele și minunile, când a auzit cine mă poate dovedi că am păcat și nimeni nu putea să-l dovedească. Când punea întrebări Hristos și toți, nici Gamaliel, nu știa să răspundă la întrebările lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu cu alte cuvinte a început să i vorbească, să îi răscolească mintea. Ăsta nu poate să fie un impostor, cum crezi tu? Cum îți spun preoții tăi? Ăsta nu poate să fie un om rău? Dar uite-te cum scoate demon, uite-te cum vindecă, uite-te că nimeni nu-l poate dovedi care păcat. Ăsta trebuie să fie Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și cu toate astea, sau din Tars rămâne țeapăn. Nu mă pocăiesc, nu mă pocăiesc. Domnul zice, uite de la Ștefan cu alte cuvinte. A doilea țepuș. Ți-a aduce aminte de Ștefan? Că toți profesorii tăi cu toate doctoratele tale și tu cu toate doctoratele tale n-ai putut să stai împotriva înțelepciunii date de Duhul Sfântului Ștefan. Tu ai văzut cum vorbea omul ăsta? Dar ai văzut fața lui care strălucea? Dar ai văzut că atunci când au luat pietre să-l ai văzut cum omul ăsta n-a țipat, n-a blestemat. Ai văzut că s-a rugat și a zis, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul ăsta. Și mintea ta a fost răscolită și ai zis, de unde are pace? De unde are bucurie? De unde are fața de înger? Cum să te rogi pentru cei care te omoară? Aici nu poate să fie ceva erezie, ceva fals. Aici trebuie să fie ceva dumnezeiesc. Ți-i greu, zice, așa -i? În loc ca să fii cedat la lumina care primită primit în cugetul tău, ai rămas tot țeapăn, n-ai vrut nici cum. aduce aminte când nu ai bărbați și femei și -i chinuiai, îi chinuiai, ei torturai și ei veneau cântând și lăudând pe Dumnezeu în timp ce probabil tu le smulgeai unghia, în timp ce îi torturai să-i faci să se lepere Hristos. Și din nou, țepușul, îndemnul Duhului Sfânt, a început să-ți să atingă mintea ta să spună, aici e ceva adevărat. De unde au bucurie oamenii ăștia? Cum de nu mă înjură? De unde au pace asta? Și tu totuși ai rămas țeapăn și n-ai vrut. Saule, cu tine nu se poate altfel. Cu tine nu se poate. Trebuie să te iau, să te arunc în praf și trebuie să-ți iau vederea ca tu cu adevărat să înțelegi că eu sunt pe tron și fac ce vreau. În seara asta, n aștepta ceva brusc în viața ta. Mesajul ăsta este pentru mulți dintre voi. Ca un țepuș ca un îndemn al Duhului. Și zice, întoarce-te, pocăiește-te. Te-ai tăvălit prea mult în păcat. Prea mult stai în păcat. Întoarce-te, pocăiește-te, detoxifică-ți viața. Găsește pe cineva cu fermoar pe gură. Du-te, mărturisește și spune, ăsta sunt, sunt fals. Vreau să mă pocăiesc. Vreau ceva real. Nu mai vreau să cânt fals. Nu mai vreau să, să slujesc fals. Doamne, vreau ceva real. Doamne, intervină în viața mea. Și când cineva îl caută pe Domnul cu toată inima, Dumnezeu se lasă să fie găsit. Dar la unii, Dumnezeu trebuie să intervină cu forța. În seara asta mă rog să te uiți la Iisus să spui, Doamne, așa cum sunt la tine vin, putere n-am tu un fi sprijin, mă spal în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Care a fost problema lui Saul din Tars? Problema lui Saul din Tars, a fost că s-a potignit în cruce. S-a potignit în cruce. N-a înțeles că cel care stă pe lemn și care a luat blestemul legii și a fost zdrobit de Dumnezeu poate să fie Fiul lui Dumnezeu. Nu. N-a înțeles lucrul ăsta. Și uitați cum spune el în Filipeni, capitolul 3, versetul 9. Biblia spune așa. Dacă vreau ceva, spune el, vreau să fiu găsit în el. Nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănire pe care o dă Dumnezeu, cum? Prin, zice sare, credință. Care a fost problema lui? Problema românilor de astăzi. Vor să câștige favorul lui Dumnezeu, cum? Prin fapte. Vreau să fiu, lăsați vă rog, versetul 9. vreau să, găs, să fiu găsit în el, nu vreau să și să fiu găsit în el nu având o neprihănire, zice stare, de care? A mea. Așa m-a învățat Gamaliel. Gamaliel m-a învățat că dacă porunci, poruncile, primesc favor, trăiesc prin porunci. Și atunci ce a făcut el? A încercat să câștige o neprihănire, o poziție de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Cum? Prin? Prin fapte. Și el vine și îi spune, dar m-am întâlnit cu Isus Hristos. Și când am înțeles cine e Iisus Hristos, și am zis înainte că e un impostor și un proroc fals. Acum, de fapt, iubesc persoana asta și pe Hristos cel mai mult și iubesc crucea, pentru că acolo e miezul Evangheliei. Acolo înțeleg că Dumnezeu l-a încărcat pe Hristos Cu toate păcatele lumii trecute, prezente și viitoare Și pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat Dumnezeu l-a făcut păcat în locul meu Ca eu prin credință să mă duc cu haina mea neagră Să spun, Doamne, am făcut asta, asta, asta și asta Doamne Dumnezeule, ia Tu haina mea Și dăm neprihănirea, îmbracă-mă cu perfecțiunea Lui Hristos Să pot să stau drept în fața Ta Și acesta este, acesta este miezul Evangheliei Că Domnul Iisus Hristos moare pentru noi ca să ne îmbrace în meritele Lui, ca noi prin meritele Lui să putem sta în fața Lui Dumnezeu, socotiți, sfinți, neprihăniți, nu prin fapte, ci prin credință, slăviți să fie Domnul. Întreabă-te astăzi, tu ești îmbrăcat cu neprihănirea Lui Hristos? Sau încă încerci ca și Saul din Tars să ai o neprihănire a ta? Sunt sigur că dacă vorbiți cu oamenii din Timișoara și zici, Domnul, ai păcate iertate, dacă mor, unde mergi? O să vedeți sindromul Saul înainte să-l cunoască pe Domnul. Eu n-am dat în cap la nimeni. Eu nu mi-am trădat soția. Eu îmi văd de treabă, sunt bună, mă, mă, păcate, mă, no, domnul știe, mă, bine, dar, dar eu, eu, nu sunt rău. Și ce înseamnă asta? Mândrie cât casa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu trebuie să mă primească că n-am făcut nu știu ce mari păcate. Și prin asta ce face? Pur și simplu, refuză să creadă în suficiența jertfei lui și zice, nu, Doamne, încăștig știg mântuirea acum prin faptele mele, prin comportamentul meu. Sau din tar să ajunge la momentul acela zero în care spune, nu mai vreau să crecem în învăța Gamaliel. Mântuirea și poziția mea înaintea lui Dumnezeu s-a câștigat prin jertfa lui Isus Hristos. Prin sângele lui care a curs pe cruce, Domnul Isus Hristos îmi spală păcatele și mă îmbracă cu neprihănirea lui Isus Hristos. Și adevărul este acesta, frați și sorori, dragi prieteni. În cer nu intră decât oamenii perfecți. În cer nu intră decât oamenii perfecți. Biblia spune, nimic spurcat nu va intra în împărăția cerurilor. Noi spuneți-mi care e omul ăla de pe pământ care nu s-a spurcat niciodată și care merită să intre în împărăția cerului. Care e ăla? toți au păcătuit, spune Biblia. Toți s-au spurcat și sunt lipsiți de slava lui, lui Dumnezeu. Nu, no, cine merită raiul? Cine merită raiul? Niciunul. Toți suntem condamnați la iad. Dar Dumnezeu a găsit o metodă prin care să ducă pe oamenii păcătoși să-i ducă în ceruri. Și metoda asta a fost crucea lui Isus Hristos. Și Pavel înțelege că acolo la cruce, acolo s-a întâmplat minunea minunilor, încât Dumnezeu ce-a făcut? A luat toată veșnicia iadului. Toată veșnicia iadului și-a acumulat în cele șase ore cât Isus a stat pe cruce și Hristos a plătit iadul și a achitat veșnicia păcatelor mele. A plătit-o Hristos pe cruce, ca eu prin credință în El să nu mai gust niciodată ce trebuia să gust, pentru că a plătit eu și prin credință să intru într-o stare de har, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, dragi prieteni, care suntem aici. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât Hristos plătește ceea ce eu trebuia să plătesc o veșnicie. Și a venit Hristos și s-a încărcat cu păcatele noastre. Și normal că Pavel zice, nu mai vreau neprihănirea aia. N-am cum să câștig neprihănirea prin faptele mele. Că dacă păzesc toate legea și greșesc în una singură, sunt vinovat de toate. N-am cum! Gamaliel nu m-a învățat cum trebuie. Oamenii nu ne învață cum trebuie, neprihănirea se capătă cum? Prin har și prin credință, în cel care a plătit, în locul meu, lăuda să fie în numele Domnului. Atât de mult mai iubit Dumnezeu, încât a dat pe lui fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întreabă-te astăzi, tu ești îmbrăcat cu perfecțiunea lui Hristos? Spui cum, așa simplu, da. Să vii cu credință înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, am făcut asta și asta și asta. Știi păcatele mele care nimeni nu le știe, Doamne, dacă mor, eu mă duc în iad. Dar îți mulțumesc că tu ai plătit ceea ce eu trebuia să plătesc. Ai achitat păcatele mele, ca eu să nu mai gusti iadul, ci să ajung în împărăția lui Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. Ce este în iad? În iad -i sete. Și Biblia spune că Lazar a zis, Părinte Avrame, lasă pe Lazar să-și moai vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit aici. Și uitați, cum Hristos a gustat elementele iadului pe cruce și le-a gustat El în locul nostru ca noi să nu le mai gustăm niciodată. Și uitați-vă la Hristos care stă pe cruce. Și Iisus Hristos pe cruce a început să strige. Mie sete! Mie sete! Cel care a creat oceanele n-a avut un picur de apă. Gustă El elementele iadului ca eu să nu mai gust niciodată, ci să-L pe Iisus Hristos ca apa vieții slăvi să fie în numele Lui Dumnezeu. Uite-te la Hristos! Pe cruce, zice Biblia, s-a făcut întuneric. Și iadul este întunericul de afară. Hristos gustă întunericul. Tatăl și-a întors ochii de la fiul său. Așa spune Biblia. Cu ochii lui sunt așa de curați că nu poate să privească nelegiuirea. Și tatăl și-a întors ochii de la fiul său care era pe cruce. Când l-a văzut încărcat cu toate spurcăciunile noastre și s-a făcut întuneric, ca eu să-l am pe Isus Hristos, care este lumina lumii, lăudați și onorați să fie în numele Domnului. Ce este în iad? Iadul, spune Biblia, este locul de separare de Dumnezeu absența lui Dumnezeu totală pentru o veșnicie. Și iată-l pe Hristos, care stă pe cruce. Și la cel de-al patrulea strigă spune, Eli, Eli, lama sabachtani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Gustă Hristos sentimente de singurătate. Ca tu să nu le mai guși niciodată, ci tu prin credință. Să vii așa cum ești, murdar, păcătos, să spui, Doamne, m-am săturat de faptele mele, n-am cum să fiu pur și curat prin faptele mele. Am nevoie de neprihănirea lui Isus Hristos. Doamne, îmbracă-mă în meritele lui Hristos. Tu mă socotești, tu-mi impuți, tu -mi atribui neprihănirea lui Isus Hristos. Cum? Când mă smeresc în fața crucii, slăvi să fie numele Domnului. Și în seara asta, te invit să-ți dai viața lui Isus Hristos. Să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc, Doamne. Vreau să-mi dau viața mea cu totul Ție. Îmi deschid ușa inimii mele pentru Domnul Isus Hristos. Renunț la mândria mea și la orgoliul meu, Doamne. Renunț, Doamne, și îl vreau pe Iisus Hristos, lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Tu l-ai pe Iisus? Ți-ai dat viața lui Iisus? Dacă nu să fie seara în care să spui, Doamne, aleg să mă pocăiesc. Amin? Amin. Să mulțumesc că Tu ai plătit în locul meu și nu mai rămâne nimic altceva decât să spun, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, Tu îmi fii sprijin. Spalmă, Doamne. Dacă omul ăsta a căpătat durare. Doamne, și eu pot să capăt durare. Mă gândesc la Isaac Newton, pardon, la John Newton. John Newton a fost cel care a fost compozitorul cântării Mărețul Har, m-a mântuit pe mine din păcat. Și ăsta a rămas tot orfan la șapte ani. Maica s-a învățat cât o putu mai mult Biblia. O a ajuns să fie comerciant de sclavi, S-a dus în Africa și cu corabia aducea negri, lua cu forța din Curte din casă, îi băga în corabie și îi aducea în America și îi vindea pe plantații. A însărcinat multe negrese. Era un bețiv notoriu, un om violent, un agresor. Și la un moment dat spune istoria: că în timp ce mergea spre America, cu corabia plină de, de sclavi, s-a iscat o furtună puternică și știa că o să moară. Și știa că gata, tot, totul, totul se termină acolo. Și și-a dus aminte de ce l-a învățat mama lui. Și s-a prăbușit acolo pe podea și a zis, Doamne, dacă Tu mă iubești, Tu știi ce păcătos sunt. Tu știi curviile mele, Tu știi bețiile mele, Tu știi viața mea. Dar, Doamne, dacă Tu mă scap, Doamne, de aici, Doamne, eu mă pocăiesc! Eu mă pocăiesc, Doamne! Și în momentul acela, imediat cum a terminat rugăciunea, el mărturisește, pe loc s-a oprit furtuna. Și am înțeles că Dumnezeu mă iubește. Că Dumnezeu iubește păcătoșii, că Isus a venit să moară și pentru mine, că mă pot ierta de orice păcat. Și când a ajuns la mal, a compus cântarea, Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Prin Har ajunge voi în cer. Nu prin merite personal, prin Har ajunge voi în cer. Eu păcătosul, cu slavă îmbrăcat. Și asta vrea Dumnezeu să facă și cu tine și cu oricare, indiferent cine ești, indiferent de păcatele tale. Dacă Domnul l-a putut mântui pe Saul din Tars, dacă a putut să-l mântuie pe John Newton, Domnul te poate mântui, slăvit să fie numele Domnului. Amin? Amin. Dar Domnul nu numai că îl cheamă la mântuire. Și asta este prima chemare pe care Domnul o face acestui, acestui om pe nume Saul din Tars. Dar Domnul îi face a doua chemare. Îi spune lui Anania, zice Anania, probabil prezbiterul din Damasc, Iată-mă, Doamne, scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, că tot Damascul are străzi șerpuite. Numai una e dreaptă, care străbate tot Damascul. Și du-te la adresa asta care spune în casa lui Iuda. Și o să găsești pe unul numit Saul din Tars. Se roagă. Și ce Biblia, versetul 13, că Anania s-a uitat la Domnul și a zis, Doamne, vreau să informez că omul ăsta e rău, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta Sfinților Tăi în Ierusalim. Ba așa aici are puteri din partea preoților și nu mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele Tău. Și acum ascultați ce zice Domnul. Dar Domnul i-a zis, „Dute, nu mă contrazice, știu totul mai bine ca tine, du-te, căci El este un vas pe care l-am ales. Ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. A doua chemare care Domnul i-o face acestui om pe care l-a mântuit a fost chemarea la slujire. E un vas. Adică după ce Dumnezeu te-a mântuit, Dumnezeu știe ce vrea să facă? Să-ți dea de lucru. Să te implici în slujire. Să nu fii un simplu uh, consumator de programe. Ci Domnul, în momentul mântuirii, ți-a dat cel puțin un dar spiritual. Și te-a adus în trupul lui și deja ai o funcție, și un mădular. Trebuie să-ți descoperi darul spiritual și să faci ceva pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Tragedia este că 20% din membrii bisericilor noastre lucrează și 80% șomează. ce mai mult? Cânte altul, predice altul, marg altul la bolnav, fac altul, dar în cer, Poi vor răsplată, sigur, da. Să o crezi tu asta. Să o crezi tu asta. În cer nu vom fi toți la fel de bucuroși. Biblia spune lucrul ăsta. Nu că o să, fie, o să fie, dar nu aceeași intensitate. Biblia spune că unii vor străluci ca soarele, alții ca luna, alții ca stelele, iar alții vor fi mântuiți ca prin foc, nicio răsplată de media 5. O raju și în raicole mântuiți, nicio răsplată. De ce? Pentru că nu e interesat de trupul lui Hristos, de lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru ei tot a fost aici și acum să mă bucur, bani, 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 plăcere, bani, Păi ba, la biserică, dăm acolo leu, cinci lei, pac, pac, și gata, viața mea personală. Dar în ceru vor să aibă aceeași răsplată. Ascultă-mă, mântuirea este prin credință, dar răsplata nu e prin credință. Răsplata este după, după faptă. Este după faptă. Și Domnul vrea să vezi care ți darul tău și să începi să-ți activezi darurile spirituale. Să spui, Doamne, eu cu ce pot fi de folos pentru lăgirea împărăției tale? Nu vreau, Doamne, să rămân, Doamne, doar mântuit. Doamne, vreau să am o răsplată deplină. Biblia vorbește despre o răsplată de plină. Asta înseamnă că sunt oameni care vor ajunge în rai și nu vor avea o răsplată, cum? De plină. Erwin Lutzer merge până acolo și spune că atunci când Domnul va șterge orice lacrimă din ochii noștri, acolo după judecată, vor fi lacrimile noastre de regret când s a arătat Dumnezeu ce puteai să devii. Cum putea să te folosească Dumnezeu, dar a fost așa, atâta lene ai avut în tine, că nu te-a interesat, nu te-a interesat. Și s-a arătat Dumnezeu, uite de ce puteam să fac prin tine. Și tu n-ai avut inimă pentru Dumnezeu, numai acolo, așa un pic. Domnul zice, trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Slăviți să fie numele Domnului. Amin? Amin? Am un cuvânt pentru părinții care au copii mici. Știți, este o vorbă. Zice, mă, dacă mama și tata nu au putut să îmi dea nu știu ce, măcar eu la prunci mie și să le dau la fiecare coleg un apartament, o casă și apoi zice, pot să pun mâinile pe chept și pot să plec. Bă, dar să-i fac oameni, să-i aranjez și după aia pot să plec. Nu, acum ascultați. Nu-i nimic rău că vrei să-ți ajuți copiii. Și eu aș vrea șase apartamente la pruncii mei, la fiecare câte unul. Mulțumesc să-mi trăiască. Șase viloci, dale. Clar, orice părinte normal, emoțional și uh, vrea să-și ajute copii. Nimic rău în așa ceva. Dar vă rog să mă ascultați, dragi părinți. Dacă lucrul ăsta presupune să sacrifici relația ta personală cu Dumnezeu și în mintea ta numai euro și dolar, numai betonii și numai întăbulări și tu nu mai ai timp pentru lucrarea lui Dumnezeu? Oprește-te! Pentru că cea mai mare poruncă, știți care este? Să-ți iubești pruncii tăi cu toată inima ta. Așa zice Biblia. Să iubești, mă, idolul tău, nu-l lași la nimeni. Dumnezeu, locul 18. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Repet, nu e nimic rău că vrei să-i și dacă poți. Dar dacă lucrul ăsta ți-a puterea spirituală și cole la 80 de ani de zile să fii cu frâna din mână trasă, stors, cum ești, frate, că pe pământ, ai mai vrea tu să ai 40 de ani să lucrezi pentru Dumnezeu. Ce n-aș da? Că nici nu mă apreciază pruncii, cel mai probabil. Lasă-i să aibă aventura credinței. lasă să se roage. lasă să vadă providența lui Dumnezeu. Nu sacrifica viața ta spirituală și darurile. Nu le băga la naftalină. Numai ca să-i ajuți. Pune-l pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Ca să ai o răsplată de plină. Să nu spui cum eu zis o soră. de ce frate Gabi, eu de la 12 ani am fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Deci am 40 de ani de pocăință, dar nu știu să se fi întors cineva pe mine la Domnul ans mine, ce tragedie. Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc curând. Nu mă lăsa, Doamne. Să te lauzi că vorbești limbi, ești umplută cu Duhul Sfânt? Amin. Și după aia numai să vezi numai bani, 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 ban, bani, ban, bani. Ban, 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 ban. Și Dumnezeu, așa la periferie. Câți oameni au început în Duhul și au sfârșit în firea pământească? Pe vremea mea, frate, să vezi cum eram, cu acordionul, pe deal în sus, pe zapadă, Meream la rugăciuni până dimineața și meream la lucru și nu eram obosit. Fain! Și-a picat comunismul și-a venit capitalismul. Și flagelul care a lovit cel mai mult probabil nu a fost curvia, ci a fost lăcomia. Ca sămânța aia a căzut între spini. O răsărit, zice Biblia, dar au venit un spin cu trei capete. Poftele, îngrijorările și înșelăciunea bogăților care a înecat sămânța. Ba, atrată când vorbea, electriza biserica. Bă, când cânta, bă, era harul Dumnezeu. Bă, omul ăla când, când, era... Dar ce s-a întâmplat? Nu e un păcat de ăsta așa aici. Păi aici, nu știe nimeni. O lăcomie de aia teribilă. Nu mai are timp pentru Dumnezeu. Și ți-o săcătuit puterea. Spune, Doamne Dumnezeule, Tu mai ai chema la mântuire, dar vrei să fiu un vas ales. să mă Doamne, ca vas și ajută-mă să lucrez la maximul meu de potențial pentru Tine. Lăudați să fie Domnul. Vă aduc aminte că cel mai mare evanghelist pe care lumea l-a avut vreodată, cel mai roditor evanghelist, a fost Reinhard Bonke. 79 de ani a avut când a murit, 79 de milioane de decizii pentru Isus Hristos. Și omul ăsta spune că de ani de zile venea un frate în vârstă, aproape 70 de ani de zile, venea cu el, cu tot staful, să ajute acolo cu misiunea, să pună scena, boxe, să descarce tirul cu tot ce trebuie, și l-a luat bonche și a zis, auzi, știu că ai o pensie babană, știu că ai bani mulți, știu că ai nepoți extraordinar, știu că poți să mergi de câteva ori pe an să faci turul lumii, să vezi lumea împreună cu soția ta. Eu nu te înțeleg. De ce vii tu din Germania până în Africa? Pe banii tăi? Stai la hotele mănânci și vii aici să pui scaune și să ajuți lucrarea. Care-i care, -i, care -i ideea? Și omul s-a uitat și a început să plângă. S-a uitat în ochii lui Bonche și i a spus așa am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu vreau să-mi sfârșesc viața în fața televizorului. Am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu vreau să stau să-mi sfârșesc viața stând pe scroll, ci vreau să mor cu motoarele pornite pentru Hristos. Vreau să mor pe val pentru Hristos. Să spui ca și apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă, nu mântuirea doar, mă așteaptă cu Întreabă-te dacă mori. Cât nu pe adus la Hristos? Pe cât ți-ai ajutat? Cât de mult te-ai implicat? Cât de mult te-ai implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Deci, frate, zice, știți că sunt unii care zic, frate, zici, eu nu vreau să dai mândrie în mine. Eu acolo stau pe ultima bancă și, nu știu. eu nu vreau să dai mândrie în mine. Da. Câtă mândrie mascată, așa -i? Câtă lene, șmecher acolo, așa -i? Uitați ce zice Biblia. Doamne, ce bine știm noi să ne facem viața când e vorba să căutăm ce iubim. O, oh, dacă ar trebui să dai de un cașcaval de 5.000 de euro, pac, pac, repede, voi să, să ți o, o pasență, pac, vezi că nu mai poți să vii la întâlnire. Amânăm cu interveni ceva. Când e vorba să cauți ce iubești, dintr-o dată ai timp, faci, când e vorba pentru tine. Când e vorba de Dumnezeu, vedem, trebuie să bage buldozerul cineva sub tine să faci ceva pentru Dumnezeu. Dar vrei răsplată în cer, așa -i? Dumnezeu e drept. Și el ne va răsplăti după. zice stare, are după? Faptă. Uitați ce zice Biblia în Timotei. 1 Timotei, capitolul 4, zice Biblia, versetul 15. Puneți pe inimă aceste lucruri. Îndelenicește-te în totul cu ele. Pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Adică, n-ai cum să ai rubeolă și să nu se vadă n cum să ai calorii în plus și să nu se vadă. Și n-ai cum să ai o relație vie și vibrantă cu Isus Hristos și nimeni să nu vadă. N-ai cum! Eu cresc în taină. Nu, nu, nu se poate. Când crești spiritual, se vede, nu trebuie să spui la nimeni. Ești ca și cablul ăla erect, ca și cablul ăla electric, stă acolo, stă frumos. Nu-i nevinovat. Până atunci ajungi să-l atingi. Când l-ai atins, te-ai electrocutat. Așa suntem noi. Stăm cu minți cu cu vecinii și până când ajungem să vorbim despre Hristos, în momentul ăla te electrizezi, vorbesc de Isus, nu? Dintr-o vine puterea lui Dumnezeu. Dacă tu spui, eu n-am zece pasiuni pentru așa ceva. Eu nu zice. Fac altul, marg altul. Să spui, Doamne, ajută-mă să pun la bătaie tot, Doamne, ce am pentru slava lui Isus Hristos. Dacă nu mergi în groapă tu ca să scoți oamenii de acolo, măcar ține funia. Ajută misionare, susține misionari. Fă ceva, pune pensia la bătaie, pune din alocația ta, învață să dai Domnului cele din tâi roade. Tot e până la bani la noi la pocăiți. Până la banii tot. Fă ceva! Fii gata să te sacrifici pentru Dumnezeu. Ce credeți voi că înseamnă fă prieten cu ajutorul bogăților nedrepte? Așa zice Iisus Hristos. Fă-ți prieten cu ajutorul bogăților nedrept. Ce înseamnă să dai așa un tun de un milion de euro la stat și vii și dai la biserică 50.000 de oai, le-ai luat fatul cu Da, ți ți rămas 950.000, fain, nu? Bă, cât o câteodată. Milostenia nu înseamnă că dai, ci cât mai rămâi. Asta înseamnă, nu. Ce înseamnă? Loto prono? Nu. Fă prieten cu ajutorul bogăților nedrept înseamnă următorul lucru. Și vreau să mă ascultați. Tot ce avem în viață, este nedrept. E harul lui Dumnezeu. Sănătatea care o ai, e harul lui Dumnezeu. E nedrept. Nu o nici tu, nici eu. Casa care o ai, locul de muncă, cămara, zacusca, banii, tot ce ai, e o bogăție nedreaptă. E harul lui Dumnezeu. Și Biblia vine și spune, uite-te la tot ce ți-am dat. Și pune sănătatea aia și du-te, domne și crapă lemne la văduvaia săracă. Și du-te, pune sănătatea, dar ăsta, care ți le-am dat, nedrept. Și pune-o în aplicare. Pune din cămara ta, pune din banii tăi. Și începe să lucrezi pentru Dumnezeu. De ce? Ca să ai o răsplată de plină. lăuda să fie Domnul. Amin? Nu lăsa 20 de oameni ca pe stadion. 22 de oameni fug după minge. Și 80 de mii de plini de energie, stau acolo și numai vorbesc, bă, ce slabă, ăla cântă, ăla predică, ăla, ăla. ăla. Dumnezeu nu a intenționat ca biserica să fie un stadion, ci un trup să fim cum toți mădulare unii altora. Cunoașteți darul spiritual și spune, Doamne, fă-mă și pe mine un vas ales. Ajută-mă, Doamne, să se răspândească mireasma cunoștinței lui Hristos prin viața mea, lăuda să fie Domnul. Amin? Uite-te la Anania, un erou, un erou uitat de bisericile noastre. Anania, omul ăsta, nu era mare predicator, dar a fost gata să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Iată-mă, Doamne! Domnul zice, du-te și roagă-te pentru pentru sau din Tars. Doamne, tu, tu, știi cine e ăsta? Du-te! Versetul 17, zice Biblia, Anania ce a făcut? A plecat. E ca și cum ai fi spus un evreu, treci drumul și vezi că e Hitler în casa cealaltă. rogă te pentru el. Crezi că a fost ușor luat Anania? Doamne, dar nu știi? Ba da, știu, du-te numai. Fără detalii. Anania ascultă Dumnezeu. Și ajunge acolo și își pune mâinile peste el și zice, frate Saul, eu cred că au avut emoții. Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis să capeți vederea, să te umpli de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iată o lucrare. Poate nu poți să fii la învon aici, nu poți să cânți în față, dar poți să faci o lucrare extraordinară, în umbră. Poate ești o fată la școala duminicală, poate ești ușier, poate ai darul dărniciei, încurajării, la spital, să mergi, să vorbești cu oameni. Nu trebuie neapărat aici să fii. Uite-te, poate ești un Anania, dar tu poți să influențezi oameni pentru Isus Hristos. Tu poți să pui acolo cărămii de la viața unui om gigant al lui Dumnezeu. Câți dintre voi ați auzit de Edward Kimball? Eu zic că prea puțin oameni au auzit. Edward Kimball a fost un, un învățător la școala duminicală, un învățător de culoare, care s-a rugat pentru Moody, marele evanghelist, și a vorbit de Hristos și s-a rugat și l-a condus la Isus Hristos. Un milion de oameni a întors Moody cu fața spre Hristos. Și de ce? pentru că cineva în umbră ca Anania și-a făcut treaba cum trebuie. Și -ai? A lucrat, a pus la rădăcina lui Mudi și Dumnezeu l-a folosit. Cu toți am auzit de sporge, un mare predicator. Omul acela care era mai cunoscut ca și prim-ministru Angliei, prin predicile lui. Și totul s-a întâmplat când un păstor bătrân de la, de la țară trebuia să vină la biserică pe o iarnă geroasă și o zice, Doamne, nu mă duc, că numai cât ceva, ceva persoane, n-are rost să mă duc. Și Domnul, ridică te Doamne, ai prea fric, nu mai puțin să acolo. Și la îndemnul Duhului s-a ridicat și s-a dus și predicat Evanghelia. Și între bătrânei de acolo era tinerelul Spurgeon. Dumnezeu i-a vorbit așa de puternic că trei săptămâni omul ăsta o plâns și a văzut păcatele și s-a întors la Dumnezeu. De ce? Pentru că cineva, no name, dar care a ascultat de Dumnezeu, a influențat un om care a întors Anglia pe dos pentru Isus Hristos. Fii tu acela Anania. Fii tu omul ăla care să vii să pui mâna pe păstor, frate păstor, să încurajezi, să dai o mână de ajutor. Că sunt destui de ăștia care dau numai cu hateri. de ăștia care dau numai cu fraze și cu răutăți și cu așa mai departe. Îți destui de ăștia. Și slujitorii voștri au nevoie de una Nania. un Anania. Un număr, domnule, pe care să plângă. Că pe umărul unui păstor, doamne, mulți plâng. Dar el, Păstorul. Cine-i păstorul păstorului să poate să aibă una anania și să-și pună mâinile? Frate, sunt alături de tine. Întărește, te îmbărbătează, -te. sunt alături de tine. Fii tu acela anania. Să încurajezi oamenii care cântă, să, să ajuți oamenii care slujezi într-un fel sau altul. Să dai aripi. Să dai aripi. Mi-ar place să cred că sunt așa cum zice Biblia în Iov. Iov capitolul 40, Domnul Dumnezeu vorbește despre un hipopotam și zice: Uite-te la hipopotam, zice. Eu, 40 cu 23. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el, hipopotamul, nu fuge. Chiar de s-ar nămpusti Iordanul în gâtlejul lui, adică amenință viața, în gâtlej, el ar rămâne cum? Liniștit. Mi-ar place să cred că atunci când vin atacuri demonice teribile. Mi-ar place să cred că am liniștea hipopotamului. Stau liniștit. Dacă deodată zic că apa e până aici. Și știți ce fac? Am un Anania, 2, 3. Am niște Ionatan care pot suna și la 2, 3 noaptea. Și zic, frate Anania, roagă te pentru mine. Sim că e până aici bătălia. roagă te roagă te ca Domnul să-mi dea biruință. Fii tu acela Anania. Fii bărbatul, fii femeia aia care să, să spui dar în funcțiune. Să spui, Doamne, ajută-mă să încurajez oamenii. Și pentru asta, să știi că și pentru aceasta vei avea o răsplată, slăvit să fie Domnul. Și a treia chemare care Domnul o face lui Saul din Tars, nu este doar chemarea la mântuire. Ce minunat s-a întâlnit Dumnezeu cu el și omul ăsta răspunde, gata, cedează. Și recunoaște că Isus e un adversar mai puternic și mai bun ca el. Și Dumnezeu îl mântuie. Nu este doar chemarea la slujire. Ești un vas. Nu sta doar cu mântuirea pentru tine. Începe să, să împrăști mireasma lui Hristos. Și a treia chemare care Domnul îi o face acestui Saul din Tars este chemarea la suferință. Versetul 16. Zice Biblia așa. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Mi-ar place să cred că atunci când Dumnezeu ne mântuie, Dumnezeu ne mântuie, ne dă darul spiritual, lucrăm și ce fain, dar nu e așa. Dumnezeu îngăduie și o porție de suferință. De multe ori se întâmplă cu noi cum spune cântarea. Eu am pornit fericit pe cărarea, ce fain, Domnul, 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 slujim pe Domnul. Și dintr-o dată, bang, ceva te lovește. Dintr-o dată ceva neașteptat, care pur și simplu parcă vrea să te frâneze. O suferință nemiloasă. Ceva care, un șoc al credinței. Și voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și știm cât a suferit Pavel datorită predicării. Dar în mod special Biblia spune că Dumnezeu i-a lăsat un țepuș în carne. Și s-a rugat și a zis, Doamne, scoate solul ăsta satanei care tot mă pălmuiește. Doamne, scoate-l, Doamne, nu mai vreau, Doamne. Și Domnul ce a zis? Harul meu ți este? Trebuie să guști un pic suferința. Eu nu știu ce a fost țepușul ăla care Domnul l a lăsat. Unii spun că era un ochi care îi curgea și îl făcea și disgrațios în fața lumii. Alții spun că nu putea fi ochiul pentru că el când ziceam, uite cu ce slove mari v-am scris, era întuneric în închisoare, nu că avea probleme cu ochii, ci nu vedea că era întuneric. Da, aia zice, că o scris cu litere mari. Alții spun că erau migrene de cap, dureri teribile. Dar alții spun, și tin să cred lucrul ăsta, dar alții spun că țepușul acela, erau amintirile dureroase care veneau din când în când ca un val, știind cum a chinuit creștinii, cum a asistat și a dat aprobul să moară unii creștini. Și lucrul ăsta, chinuia, cum am putut? Cum am putut să pregonez Biserica lui Hristos? Și eu acum predic în biserică. Cum? Cum am fost așa nebun? Și lucrul ăsta chinuia. Cum a putut să fie atât de rău? Și Domnul îi spune, e bine, că dacă îți au țepușul ăsta, mă tem să nu te pierd. Jugul succesului e greu, Jugul succesului greu și să nu dea cu tine succesul de pământ. La ce revelație ai avut tu, cum te-am dus în cer și ce revelații ți-am dat despre harul meu. Lasă că e bine acolo. E bine ți ăla ca să te țin dependent în totul de mine. Și poate în seara asta ești aici și îi ceva suferință. Nu știu, de ce natură. E bine că nu ne-a spus Domnul ca să punem noi fiecare suferința noastră. Să spui, Doamne, dacă vrei să te slujesc cu țepuș, Doamne. Doamne, eu nu înțeleg de mult eu, dar știu că lucrul ăsta formează în mine caracter. Știu că mă ține mai dependent de tine, Doamne. Mă pune mai des pe genunchi. Mă face să, să te văd mai frumos, Doamne. Mă face să vorbesc de harul tău cum n-aș putea vorbi dacă n-ai fi îngăduit suferința asta în viața mea. Dar, Doamne, te laud. Te laud și pentru țepuș, te laud și pentru suferință. Și sunt gata să mă duc înainte, slăvi să fie Domnul. De aceea, da, Domnul te cheamă la mântuire, te cheamă la slujire. Dar câteodată Dumnezeu îngăduie unele lucruri care pur și simplu nu le înțelegem de ce le îngăduie Dumnezeu. Mă gândesc la Benjamin Warfield. Benjamin Warfield a fost profesor de teologie. La vârsta de 25 de ani, Benjamin Warfield s-a căsătorit cu Annie, Ana, cel mai frumos nume, așa o cheamă pe soția mea. Și în luna de miere s-au dus în Germania. Și în timp ce erau acolo pe marginea unui lac, Benjamin mărturisește că a venit o ploaie torențială și s-au dus repede spre hotel. În timp ce mergea spre hotel, soția lui a fost trăsnită următorii 39 de ani de zile, Annie Warfield a rămas paralizată de la gât în jos. S-a rugat omul ăsta 39 de ani, Doamne vindecă, Doamne vindecă și Dumnezeu a vindecat-o. Au fost momente când nu putea să iasă mai mult de două ore din casă, atâta de dependent era de el. Și Warfield a rămas lângă soția lui. După ce a murit, s-a terminat totul, cineva a venit la el și a zis, auzi, cum ai putut să rămâi în ta? Era paralizată. Cum ai putut? Dar cum ai putut să-ți păstrezi vibe ăsta, puterea asta spirituală și să-L iubești pe Dumnezeu? Cum o îngădui Dumnezeu să fie lucrul ăsta în viața ta? Tu care, tu care ai stat curat împreună cu soția ta și înainte și... Cum ai putut? Cum ai putut să-L mai lauzi pe Dumnezeu? Și Benjamin Warfield a spus așa. Ce m-a făcut să rămân în picioare a fost Roman 8 cu 28. Toate lucrurile toate, inclusiv paralizia, vorba lui Luther, inclusiv eșecurile, gafele, păcatele noastre, toate. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu în economia lui, toate le face să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Eu văd 5 metri în față, Dumnezeu vede 5.000 de kilometri. De aceea ce fac? Mă abandonez. Doamne, nu înțeleg, accept ce mi s-a întâmplat ca un tatuaj, dar Doamne, eu mă țin în dragostea Ta. Chiar dacă nu înțeleg, nu înțeleg de ce ai îngăduit sepușul? dar, Doamne, ăsta este testul credinței mele. Și am să te slujesc și am să te iubesc tot mai mult și mai mult și mai mult. Slăviți să fie Domnul. Cineva a luat cele 13 epistole pe care le-a scris Apostolul Pavel și le-a pus în ordine cronologică. Și-a vrut să se vadă cum se semnează Apostolul Pavel în ăștia 40 de ani de zile de pastorală. și au văzut așa, la început, Pavel, Apostolul lui Hristos. După câțiva ani de pocăință, Pavel, gunoiul lumii acesteia. După alți ani de pastorală și de pocăință, o zis Pavel, o stârpitură, un avorton. După alți ani de pocăință, au zis, eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Și chiar înainte să moară, unul și doi Timotei, care le-a scris în anul 65, când Nero i-a tăiat capul, era în închisoare în Roma, o zis, hai să vă spun de fapt adevărul adevărat. 1 Timotei unul cu 15. Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Eu sunt șeful, eu sunt șeful păcătoșilor cu alte cuvinte. Și se împlinește cu el, cum spune cântarea, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Și iată cum suferința aceea, țepușul acela, l-a făcut să se zdrobească mai mult și mai mult. Și Harul Dumnezeu s-a arătat mai mult și mai mult în viața Lui. Dragi frați și surori, dragi slujitori, noi nu putem să fim folosiți de Dumnezeu dacă nu dacă nu zdrobește Dumnezeu ceva în noi. Mă credeți? Suntem prea mândri. Suntem prea uh, creștini civilizați, pace, pace. Suntem prea sofisticați. Ceva trebuie să moară noi, bobul de grâu trebuie să moară. Înainte ca să ducă rod, așa -i? Vasul de alabastru scump a trebuit să fie spart și abia după ce s-a spart casa s-a umplut de mirosul mirului. Ceva trebuie să, 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 se spargă noi. Acel lucru care îl ții, idolul care îl ții cu toată inima ta, agenda ta, viziunea ta și Domnul zice, fă thunder, lasă-mă pe mine. Stânca a trebuit să fie zdrobită și abia după ce a fost zdrobită a curs apă. Ceva trebuie să fie zdrobit. Pâinile, spune Biblia, au fost frânte și abia după ce au fost frânte s-au împărțit norodului. Până nu te frângi înaintea lui Dumnezeu. Ești un actor. Dai bine pe sticlă. Dar când mergem în cămăruța ta și spui, Doamne, nimic nu sunt, dar Tu ești totul. Doamne, mă frâng. Iartă-mă că am stat 30 de ani de zile în fața crucii și -am zis, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne. Domnul zice, nu mai stau în fața crucii. Prea mult spocăi stau în fața crucii. Domnul zice, treci pe cruce. Să poți să spui ca Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu. Eu ăsta trebuie să moară. De ce? Să se vadă cine? Hristos în mine. Și viața care o trăiesc acum în trup, Acum să eman puterea și gloria lui Dumnezeu. De ce? Pentru că eu ăsta, bobul de grâu, trebuie să, se, trebuie să moară ca să se vadă Hristos. De aceea, probabil, treci prin suferință pe care nu o înțelegi, dar nu uita, sunt moduri în care Dumnezeu ne ține aproape de El și ne vom putea bucura de mult grâu în hambarul ceresc. Lăuda să fie Domnul! Hai să ne cu toți în picioare! Haideți să plecăm capetre, nu ne rugăm. Haideți să luăm câteva momente de cercetare. Mesajul ăsta nu este pentru cel din stânga sau din dreapta. Mesajul ăsta este pentru tine. Și prima chemare care Domnul ți-o face este chemarea la mântuire. Dacă nu ți-ai dat viața lui Isus Hristos, n aștepta ceva brusc să se întâmple ca să te predai. Biblia spune, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și seara asta spune, Doamne, mulțumesc că ai murit pe cruce. Mulțumesc că m-ai iubit. Mulțumesc că ai plătit, Doamne, veșnicia iadului. Ai cumulat-o în cele șase ore. Și Hristos a plătit păcatul meu. Aleg, Doamne, să mă pocăiesc înaintea ta. N-am să spun să ridici mâna, n-am să spun să vii în față și acolo în inima ta. Smerește-te. Domnul te poate zdrobi dacă vrea, dar nu vrea. Domnul vrea de bună voie să răspunzi chemării pline de dragoste, să spui, Doamne, mă pocăiesc înaintea ta. Dacă ești aici și ți-ai îngropat darul și odată slujai pe Dumnezeu, și te ai îngropat darul și odată în tine capitalism, odată în tine pofte, odată în tine și nu mai ai putere spirituală, odată în tine spini și au să mânța. Spune, Doamne, mă detoxific, Doamne. ia două, trei zile undeva singur la hotel. Ca bărbat, ia Biblia cu tine și spune, Doamne, nu mai sunt ceea am fost acum 20 de ani de zile. Doamne, aleg să mă pocăiesc, Doamne. Aleg, Doamne, să-mi fac curat în viață, Doamne. Vreau puterea ta să vină peste mine. Fă-ți un detox spiritual. Și spune, Doamne, vreau să lucrez, pentru că vreau, Doamne, să am și răsplată de plină. Vreau să fiu bărbatul care vrei în generația asta. Copiii să nu mă mai recunoască, tată s-a schimbat. M-am întâlnit cu Iisus Hristos. Și dacă ai suferință în viața ta, așa e țepuș. Poate ca slujitor, ca familie. Mai știu ce-o îngăduit Dumnezeu. Nu te certa cu Dumnezeu. Că tu nu știi ce bine ți face țepușul ăla pentru termen lung. Dumnezeu ne ține cu țepușe. Să nu ne îngânfăm, să nu dea jugul succesului cu noi de pământ. dați vă cum se cade astăzi. Uitați-vă cum se cade astăzi în tot felul de păcate. Oameni fără, fără țepuș. Oameni care n-au știut să stea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și succesul i-a îmbătat și a terminat. Spune, Doamne Dumnezeule, eu vreau să fiu puternic pentru Tine. Dacă Tu îngădui, Doamne, ceva care eu nu înțeleg, Doamne, lucrul ăsta, Doamne, formează caracter și mă face să te văd mai frumos și mai bun, Doamne, și am să slujesc mai puternic pentru Tine. Și, Doamne, când mor, Doamne, vreau să mor cu motoarele pornite pentru tine. Eu m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Multă vreme m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă să sfârșesc cu bine alergarea. Mi se pare o rugăciune vechi testamentară. Mai bun sfârșitul decât începutul. Dar am găsit ce zice Pavel. Fapte 20 cu 24. Și el spune așa. Eu nu țin decât la viața mea ca și cum mi ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea. Asta vrea Dumnezeu să nu sfârșești alergarea cu bine, că o ai ajuns și tu în rai. Domnul vrea să o sfârșești cu bucurie, să mor cu motoarele pornite pentru Isus Hristos. Dedică-te lui Isus Hristos. Că ești pocăit, că ești nepocăit, spune Doamne, intră în viața mea, îmi fac curățenie, Doamne, și vreau, Doamne, să slujesc cu drag pe Isus Hristos. A Domnului să fie toată gloria și toată slava, de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnului.